Facebook. I go on Facebook too many times a day to count. Like Radio Europa FM. Dacă suntem prieteni pe Facebook, pe pagina Radio Europa FM, îl vedeți acum pe Cătălin Striblea la rațiunea zilei în direct. Cătălin, bine venit. Salutare, bine te-am găsit. Puteai să spui ieri dacă veneai ce vânt te aduce. Ieri n-am ieșit din casă. De afară am ieșit, eu am venit până aici că mi-am uitat încărcătorul de la laptop și aveam nevoie de el. Și am zis, hai că vin. Și aici între blocurile astea, așa, pe lângă că bătea vântul tare, se făcuse un curent de ăsta, un curent de vânt, nu, care te trage, să nu avem discuția asta. Deci, nu știu, era așa. Măi, te lua pe sus, eu am 100 de chile. Deci, tu ești Dorotii de 100 de chile. Exact, da. Am zis, ia uite, domnule, ce e aici? Deci ce vânt te aduce? Da, bine că s-a mai liniștit vântul ăsta, că n-a prea fost un weekend foarte liniștit plăcut din punctul ăsta de vedere. Unde ne plimbi la început de săptămână? În Ungaria, să explicăm ce se întâmplă acolo și cine e domnul Victor Orban. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. M-am gândit să vă spun astăzi câteva lucruri despre alegerile din Ungaria și importanța lor pentru spațiul european, dar și pentru spațiul românesc. Victor Orban, premierul Ungariei de atâta vreme, câștigă un nou mandat. Este la al patrulea. De prin 2010, domnul Orban ocupă această funcție. E adevărat că el a stat în opoziție din anul 2002 până prin 2009, dacă nu înșel, când a spus, chiar există acest lucru, într-un discurs în spatele ușilor închise, pregătim o forță politică, una care să guverneze Ungaria 10 de ani. Ceea ce se cam întâmplă, pentru că domnul Orban va fi premier până prin 2026, deci anii se adună. Încercam să-mi aduc aminte care a fost cel mai longevi prim-ministru de aici, de la noi, din România. De dimensiunea asta, nu. De dimensiunea asta, de dimensiunea, 12 nu. Ani, ai zis. Cred că Adrian Năstase a fost longeviv cu 4 ani, Călim Popescu-Tăriceanu... Da, 4 ani, 4 ani, da. Călim Popescu-Tăriceanu a avut... 3, dacă nu mă înșel, soare și-a dus mandatul până la capăt, parcă și l-a dus 4 ani. Deci noi nu am avut un astfel de clasă politică, nici o astfel de persoană care să meargă atâta vreme. În schimb, noi avem un sistem mixt. A fost Traian Băsescu președinte 10 ani, Klaus Iohannis 10 ani. Da, noi la deci, președinți stăm bine. Deci în termen de comparație asta, sigur, o putem face. Dar noi avem un sistem, să zicem, oareși cum mai democratic. Aici președintele este onorific. În Ungaria, deci toată puterea e la domnul Orban. E un personaj foarte interesant, domnul Orban. El când era tânăr, în anul 88, când au început primele forțe politice, era un om liberal de-a dreptul, cu vederi mai înspre stânga, dar întotdeauna s-a poziționat în opoziție față de partidele de la guvernare. Și uite așa, încetul cu încetul, la începutul anilor 2000 a ajuns în dreapta, că asta era politica lui. El se punea contra celorlalți care se aflau la putere și a devenit în anii 2000, a devenit un partid de dreapta, partidul lui și el ca personaj a devenit un personaj de dreapta, după care a fost înlăturat de la putere printr-o moțiune de cenzură și vreme de 7 ani și-a reconstruit formațiunea și a găsit această zonă naționalistă foarte puternică pe care o acționează nu numai în țară, ci și în afara granițelor, să spunem asta. Știți foarte bine că partidul său, Fidesz, și domnul Orban personal are profunde interese electorale, să le spunem, chiar și în, aici, în Transilvania, da? A acordat cetățenie, vine și face investiții în România, echipe de fotbal, cultură, foarte multe voturi au foarte multe aici voturi, din România. Da, da, sigur. Cei mai mulți români sau cei mai mulți cetățeni de etnie maghiară români au votat probabil cu dumnealui. Cum arată Ungaria? Ungaria performează bine economic, da? Dar trebuie să știți că pe lângă această performanță economică, de fapt, administrația Orban înseamnă popularea tuturor instituțiilor doar cu oameni care sunt loiali, popularea justiției cu judecători care dau doar decizii controlate când e nevoie în favoarea partidului sau a coaliților domnului Orban. De asemenea, nu mai există presă ca la noi. Deci toată presa ca la noi a fost închisă. Nu se mai vorbește pe mai multe limbi, mai multe direcții. Nu se ceartă presa între ea. E o presă care e cam profund controlată. Ca în Rusia sau... Nu zboară oamenii pe fereastră.
Okay. Dar își pierd locul de muncă. Și multe publicații care au ani de zile au mai protestat față de domnul Orban sau de diverse practici ale acestuia, așa cum se face în democrație, în mod firesc, au fost cumpărate, închise, oamenii și au pierdut locurile de muncă. Domnul Orban apasă această pedala naționalismului foarte, foarte tare, chiar și în relațiile cu Uniunea Europeană. El este principalul promotor al intereselor rusești și chinezești în Uniunea Europeană. Aminte, în discursul de victorie de aseară, cred că a și zis de domnul Zelenski, l-a numit adversar, Uniunea Europeană tot adversar este, așa se profilează domnul Orban și probabil că o va face în continuare, zic eu, și în anii următori. Pentru concertul, cum s-ar chema, european, e chiar un punct sensibil ceea ce face domnul Orban și modul în care vede el lumea, iar pentru România cu atât mai mult, pentru că noi va trebui să avem aici o discuție cât se poate de clară despre influența pe care Budapesta o are în Ardeal. Pentru că acolo e un fenomen foarte complicat, dar foarte important de reorientarea unei populații către guvernul de la Budapesta, nu către guvernul României. Deci e un fel de destatalizare, chiar dacă este în granițele statului nostru. Oamenii din Harghita, Covasna și probabil mulți din Mureș se uită atunci când au o problemă de rezolvat ca societate sau comunitate, nu se uită la București, cât se uită la Budapesta. O fi și vina alor noștri, ca care să spunem, nu știu să vorbească în direcția asta și nu și-au construit niște punți acolo, este aproape evident. Dar noi, ca țară și ca societate, chiar vom avea foarte multe întrebări de pus în viitor acolo și cum reparăm puntea asta pe care Victor Orban e clar că a construit-o pentru voturi, dar în același timp ai acolo o dezvoltare care ține de guvernul de la Budapesta. Cătălin Striblea, îți mulțumim pentru informații și pentru comentarii. Cea mai bună varietate e aici. All day long, all the time. Pe aceeași frecvență cu tine. I love the music. Europa FM.